Societatea este puternică atunci când fiecare cetățean se implică în tot ceea ce se întâmplă în jur. Atunci când cetățenii se implică în construirea guvernanței, atunci când cetățenii se implică în dezvoltarea serviciilor pentru alți cetățeni sau pentru ei, atunci când fiecare scoate indiferența din sufletul său și începe să fie mai tolerant, mai implicat. Societatea civilă reprezintă vocea oamenilor simple și la nivel central și în mod particular din teritoriu. Intenția noastră a fost în acest eveniment să aducem cât mai multe organizațiile societății civile din teritoriu pentru ca ei să fie împreună. Ne-am bucurat foarte mult când ei au făcut schimb de date de contact, schimb de experiențe, lecțiile învățate. Unii au avut succese, alții au avut eșecuri la nivelul comunităților lor, dar ei fiind, spre exemplu, cineva de la Bălți, cineva de la Cahul, evident că au foarte puține oportunități să interacționeze. Noi am încercat să-i ajutăm să găsească această punte de legătură, să comunice între ei, să vorbească despre lucrurile care au ajutat să îmbunătățească viața cetățenilor din comunitățile pe care le reprezintă și astfel ei vor putea să învețe unii de la ceilalți. În cazul de față, participând la acest eveniment, ne-am gândit că am putea să promovăm activitatea nemijlocită atât a organizației noastre, dar și a proiectului în sine. Am invitat toate persoanele care au participat astăzi aici, au fost bineveniți să se alăture mesei noastre, să audă mai mult și să participe la un quiz despre violență în bază de gen. Este foarte benefic așa un fel de evenimente, pentru că putem să ne auzim și noi, organizațiile neguvernamentale, ce facem, să discutăm și cu donatorii, să vadă importanța lucrului făcut de către organizații neguvernamentale, dar și în același timp către publicul larg. Suntem pentru un parteneriat între polițiști și polițiști, să promovăm egalitatea de gen în poliție, oferim suport poliției în creșterea numărului femeilor în această instituție. În comunitate avem și femei și bărbați și este normal ca și în poliție să activeze femei și bărbați. Încercăm să identificăm problemele care se confruntă femeile în poliție și să împreună să identificăm și cele mai bune soluții. Împreună nu doar cu cei care au aceste provocări, dar și cei care pot să contribuie la ele. Noi până nu de mult eram cei care dezvoltam servicii și oferim persoanelor cu dizabilități sau altor categorii de beneficiari, dar cred eu că rolul nostru este mult mai mare ca să mobilizăm comunitatea, ca să mobilizăm în general oamenii ca să-și revendice drepturile, să-și le solicite, să fie activi, să în general să lupte pentru toate drepturile lor, adică suntem mai mult decât prestatori de servicii. Uneori statul nu poate să ajungă cu serviciile sale în direct la comunitate și atunci asta o fac organizațiile locale, prin voluntari și toate serviciile care prestează. Și respectiv de asta sunt și importante pentru a fi susținute. Pe rolul nostru ca aceste rețele de organizații să semnalăm, să venim cu flagul celălalt, semnalare că acolo este o problemă, sunt o anumită categorie care are nevoie de intervenții urgente și imediate din partea statului și asta o facem noi, societatea civilă, prin acțiunile de advocacy.